Seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Identitate și Dialog, așa cum v-am obișnuit în fiecare sâmbătă, începând de la orele 20, pe canalul 685 Victoria TV, pe regiunea Lazio și pe pagina Facebook a emisiunii Identitate și Dialog. A fost o săptămână, se apropie de sfârșit această săptămână, a fost o săptămână și cu bune și cu mai puțin bune. Am auzit și lucruri negative, dar așa cum v-am promis în această emisiune, încercăm să promovăm tot ceea ce e mai frumos, ceea ce e mai pozitiv, ceea ce ne caracterizează pe noi ca și comunitate și mai ales valorile
comunității noastre de aici din peninsulă. Și așa cum ați observat, am început emisiunea cu un material care mi este drag și mulțumesc că au acceptat invitația și pentru mine este o onoare și o bucurie imensă să-i avem în această seară în studioul Victoria TV pe doamna Simona Vasile. Bună seara, bine ați bună venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și pe domnul Vasilică Amuza, sunt membri corului Arpegio și Roa. Bună seara, Vasile. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim frumos pentru invitație. No, pentru mine, într-adevăr, este o onoare și mă bucur. E o bucurie sufletească și eu, dacă mi-aduc aminte la un eveniment vali, pot să spun, e o emisiune amicală. Mi-am spus că nu mă mai duc la evenimentele pe care în care sunt prezenți ei, pentru că nu mă pot abține. Și eu, cum fac politică, n-ar trebui să mi se vadă câte o lacrimă în colțul ochiului, dar nu mă pot abține, pentru că, într-adevăr, ei transmit tot ceea ce e mai frumos și în comunitatea noastră tot am vorbit despre reprezentanță. Ei, într-adevăr, ne reprezintă și pentru asta ar trebui să le mulțumim și le mulțumim cu siguranță toată lumea. Cum v-a venit ideea de a face acest cor, de această minunăție? Ideea a pornit de la faptul că inițial eram două grupuri diverse. Un grup în Latina și un grup în Roma, un grup de băieți în Latina și un grup în Roma, un grupul de fete. Și în 2014, la sfârșitul anului 2014, la un spectacol unde participau fetele, unul dintre băieții noștri le-a văzut cum cântă și a zis, de ce să nu propunem o colaborare, să facem ceva, să vedem, pentru că s-auzea cam golaș și ceea ce cântam noi și ele cântau foarte bine și zic, hai să încercăm. Și iată că în 2015, la începutul lui 2015, am hotărât să ne întâlnim, să facem o repetiție. Și de la acea repetiție am rămas împreună, am făcut un spectacol imediat în martie de mărțișor, a fost primul nostru spectacol și în mai am făcut și primul nostru poveste de mai, lansarea noastră la Academia Română din Roma. Foarte frumos, o idee superbă, cui a venit, nu știu, dar a fost într-adevăr o idee superbă. Fetele au acceptat din prima? Deci nu pot să mă abțin să nu vă spun că este prima dată când aud dirijorul nostru că a spus fetele cântau superb. Deci mulțumim! După 3 ani am descoperit asta. Fetele au acceptat, nu chiar imediat, dar am fost încântate pentru că noi căutam băieți și nu găseam băieți disponibili, dar nu-i căuteam chiar explicit. Vreau să amintesc aici faptul că o prietenă bună de a noastră, jurnalista Elena Posternicu, este cea care a creat legătura între cele două grupuri. Ne-a cunoscut pe noi la primul nostru eveniment la Roma și ne-a pus în legătură cu băieții care ne-au văzut la următorul concert, unde reprezentam România la un concurs de cântec, da, la Latina. Am avut prima repetiție, am vrut să încercăm să facem o probă împreună, o repetiție împreună și am plecat de acolo cu 3 cântece deja învățate, împreună. Super. Deci a fost un entuziasm extraordinar și asta ne-a făcut imediat să acceptăm prima propunere de concert care era pentru mărțișor. Am ieșit de mărțișor și apoi am lucrat 2 luni de zile, martie și aprilie. Intens, tip 5 repetiții pe săptămână, ceva extraordinar pentru a pregăti debutul nostru la Academia din România, care s-a numit exact Poveste de Mai. Am debutat în mai și în acel concert am povestit exact istoria noastră, da, practic. Istoria noastră. De la două grupuri, practic, exact așa s-a întâmplat. Da, da, tot da. Spectacolul, am pornit ca două grupuri diverse și ne-am reunit și am încheiat spectacolul ca un singur grup. Superb, vedeți, într-adevăr, este un vis, un vis frumos care a devenit realitate. Atunci când oamenii se unesc, totul devine o realitate, bineînțeles, prin muncă, prin sârguință, dar și prin talent, pentru că voi aveți talent și, într-adevăr,
ne faceți o bucurie nouă celor de aici din comunitatea românească din Italia și dar sacrificiul vostru este mare, eu îl înțeleg pentru că aveți locurile de muncă, iar în timpul liber faceți repetiții și după care spectacolele care le faceți și evenimentele. Proiecte pentru viitor? Vă întreb acum de proiecte, că pe urmă vă întreb de dacă românii au talent, într-adevăr. Proiecte, următoarele concerte, ce ați programat? Noi, nu știu acum, n-aș vrea să dăm totul din casă, pentru că așa, doar puțin. Ca proiect de viitor, principal este să reușim să menținem în viață festivalul pe care noi l-am făcut. Am făcut ediția întâia festivalului și a fost prezent, da. Anul trecut. Și ca prim proiect și ca prim obiectiv al grupului nostru este să reușim să menținem în viață și să, ca anul ăsta să realizăm cel de-al doilea festival pentru cel de-al doilea an consecutiv. Și să vedem invitați ce vom avea. Noi tindem întotdeauna spre mai mult, mai mult, mai mult. Nu știu până unde să ajungem, pentru că tot vrem din trebuie. Ce în ce mai mult. Nu, trebuie, într-adevăr, trebuie, dar trebuie, trebuie. Problema e că suntem un grup rămas 6, tot încercăm de în permanență să găsim voci noi, să găsim persoane noi, sper să vă aducem o surpriză și din punctul ăsta de vedere pe viitor, că să mai găsim ceva voci și tot tindem să tindem spre mai mult, spre mai mult în continuare. Dorim să realizăm pe lângă festival, să aducem, să vedem invitați, surpriză, sper. Nu vreau să spun nimic deocamdată pentru că nu e nimic. De asta am spus, îmi dau seama că pe spatele vostru este și o responsabilitate destul de mare. Pentru că, într-adevăr, voi ați dat naștere la acest grup minunat, dar este o responsabilitate de a-l menține, de a crea împreună și de a aduce, eu știu, noi voci în grup. Este adevărat? Da. Ceea ce cred că ne caracterizează pe noi și este faptul pentru care ne-am rămas împreună, pentru că nu este simplu, venind din alte sectoare, este pasiunea pentru muzica corală, care vine din faptul că noi și în România am cântat în diferite coruri și dorința de a aduce muzica noastră aici. Și asta cred că eu cred că chiar am reușit, pentru că în acești 3 ani de activitate am avut multe colaborări cu instituții italiene, cu diferite grupuri folcloristice, am participat la festivaluri atât românești cât și italiene. Deci unul dintre obiective este acesta, de a aduce muzica aici, pentru de a promova muzica românească în Italia și de a o aduce și în comunitatea românească. Motiv pentru care chiar în urmă cu 3 ani am deschis, a plecat, deci am început un proiect pentru comunitatea românească care constă în concerte de muzică populară românească și nu numai populară, și muzică clasică și sacră în ultima vreme, pe care le organizăm în bisericile din comunitatea românească. În afară de concertele mai mari pe care le-am făcut, eu cred că partea asta a concertelor în comunitate este cea mai sensibilă. Este, acolo vedem exact oamenii care își amintesc cântece din copilărie și cântă împreună cu noi și asta ne aduce o mare satisfacție. Deci, cred că este un prim obiectiv îndeplinit pe care continuăm să-l ducem mai departe. De publicul românesc de aici, de la Roma, din toată Italia, ați fost primiți cu foarte mare bucurie, într-adevăr, și cu o fericire imensă, pentru că ați adus cultura, tradițiile, cântecul nostru de acasă. Cum v-a privit partea italiană, să spunem? Ați intrat în contact cu partea italiană? Cum v-au primit? Cum v-au privit? Ce-au simțit când... Am fost foarte bine primiți. De fiecare dată, la toate participările noastre, au fost încântați. Chiar dacă nu reușeau să înțeleagă cuvintele și ceea ce spuneam în cântecele noastre, de obicei
Ne-am cântat și melodii mai săltărețe, mai ritmate, pentru că, slavă Domnului, avem folclor. În folclorul nostru, avem astfel de melodii și au rămas foarte încântați de ritmuri și de, ne-au tot întrebat, ia ca așa, ce înseamnă, că noi prin melodii avem acest cuvânt și au tot întrebat ce înseamnă ia ca așa și am văzut fețe foarte încântate de ritmuri și de melodiile noastre. Vi s-au propus colaborări cu alte grupuri, corale? Da, suntem de 3 ani într-un mare festival internațional care se desfășoară în decembrie, se numește Festival de la Vento, la care participă 60 de coruri din toată Italia și de peste hotare. Chiar noi am făcut acest festival internațional acum 3 ani când am intrat. Și acolo cântăm efectiv numai cântece, am cântat la început numai cântece române, numai colinde românești, da. După care din al doilea an am introdus în repertoriu și colinde internaționale și colaborarea continuă pentru că i-am invitat și noi la festivalul Secret Truth Fest pe care l-am organizat, deci suntem într-o colaborare continuă cu ei. Sigur. Ce înseamnă pentru voi succesul? Încă l-așteptăm. Dar aveți succes, într-adevăr aveți succes. Succesul, eu cred că succesul pentru noi este să reușim să facem, să îndeplinim obiectivele pe care ne le propunem. Noi nu suntem artiști profesioniști, dar tindem să, adică lucrăm și studiem ca să prezentăm cât mai bine, la un nivel cât mai înalt, muzica noastră și succesul pentru noi înseamnă asta, să ne atingem obiectivele pe care ne le propunem. Voi știți oricum cu siguranță care sunt așteptările comunității în care trăim, dar care sunt așteptările voastre pentru această comunitate? Cum credeți voi că această comunitate poate fi aproape, poate să fie prezentă la concertele voastre, la spectacolele voastre? Sperați mai mult de la această comunitate? Prin proiectul pe care l-am propus anul trecut, care a fost chiar sprijinit și de Ministerul Românilor de Pretutindeni, am încercat să vedem impactul în comunitate mai, pe o arie mai largă, încercând să ieșim din zona Lazio. Trebuie să spun că interesul există și, cel puțin din curiozitate, ne urmăresc românii noștri. Bineînțeles, nu suntem ceea ce o anumită masă de oameni așteaptă, nu? Deci, același cântăresc de muzică populară care cântă un anumit gen de muzică de petrecere, să spunem. Noi mergem mai mult pe partea cultă și atunci cumva publicul se selectează. Dar încercăm să ajungem oricum la cât mai mulți. Și ceea ce ne ținem noi cu foarte multă ardoare este să demarăm cumva mișcarea corală românească în Italia, de aceea am încercat să creăm punți și cu coruri din România pe care le invităm aici, să deschidem cumva această mișcare corală, să aducem cât mai mulți tineri să facă parte, să organizeze sau să facă parte chiar din corul nostru, pentru că știm că acesta este un mijloc foarte eficient pentru educarea populației, cântarea corală. Și doar de asta și mergem și cântăm și încercăm și cântăm și în biserici și cântăm la tot omul, cântăm peste tot ca să reușim să ajungem și să la sufletul fiecăruia. Foarte multe persoane care în această seară sunt alături de noi și vă trimit mesaje de susținere, felicitări pentru activitatea voastră, doamna Mihaela Taranciuc, mult succes! Doamna Mica Băiețan, felicitări, dragii mei, ne mândrim cu voi, deci doar cuvinte de laudă și această comunitate. Da, le citesc eu, exact. Cuvintele de laudă. Știu, nu. Sunt într-adevăr reale aceste mesaje și aveți comunitatea alături. Mă gândeam la ceea ce spunea Simona,
mi-ar face, nu știu, cred că ar fi bine dacă s-ar face chiar și o școală pentru cei tineri care să meargă pe acest drum, pe coral, pe folclor, pe... Cred, sunt sigur că voi ați putea face această școală și ați putea înființa această școală în viitor. Da, este un vis al asociației Arpro. Am ajuns unde a trebuit. Deci, noi ne-am constituit într-o asociație care se numește Arpro, deci prin asociație organizăm toate evenimentele noastre și unul dintre visuri, că nici nu putem numi obiectiv, este să nu să facem noi, dar să reușim să convingem autoritățile românești că este nevoie de acest loc de cultură pentru tinerii noștri. Este nevoie ca acești copii să aibă o sursă permanentă de informații și de educație românească. Există cursurile de limba română și care sunt extraordinare și foarte binevenite. Dar cred că o instituție, un loc, un centru cultural care să unde tinerii să poată merge în fiecare zi, să asigure o informație și o educare permanentă în limba română, ar fi ceea ce își doresc foarte mulți români. Cu siguranță la astfel de obiective, mediul asociativ de aici din Italia vă sunt alături și de asta am spus de foarte multe ori, atunci când sunt astfel de proiecte care ne-ar aduce un plus valoare comunității noastre, noi cei din mediul asociativ și iată încă o asociație care își dă de treabă și sacrifică anumite lucruri și vrea să facă într-adevăr ceva. Noi toți, mediul asociativ, putem și oricum suntem alături de voi în proiectul acesta minunat. Cu siguranță se va reuși. Reamintesc că într-adevăr există o lege, dar în seara asta nu discutăm despre acest lucru. Sunt acele centre comunitare care pot fi făcute, care e mult de muncă, într-adevăr. Dar putem să ne organizăm, putem să mergem înainte și într-adevăr cu sacrificii, dar le rezolvăm. Cum a fost experiența voastră cu România au talent? A fost o idee, de ce nu? A cui a fost ideea? Sau a venit instantaneu? Da, a fost o chestie care, nu știu, uite, se organizează, că nu așa, s-a văzut o publicitate la televizor, la ProTV, că se făcea și se organiza în Spania și am pus mâna de la mână și am plecat să facem preselecțiile în Spania, la Madrid. Am făcut preselecțiile și am trecut de preselecții și apoi ne-au chemat la București și a fost totul să încercăm. De ce nu? V-am spus mai devreme că noi suntem dispuși să mergem tot să aveți ceva. Curaj. Aveți curaj. Da, nu ne lipsește curaj. E o nebunie, a spune. Dar frumoasă, dar e totuși o nebunie. N-aveți cum să nu aveți curaj atâta timp cât aveți talent și prin munca pe care o depuneți e normal. Cum a fost experiența? Ce ați simțit acolo printre concurenți, printre emoții, juriu care într-adevăr a fost acolo și ce mesaje v-au transmis? Au fost emoții constructive pe care le-am văzut în filmuleț, pentru că în momentele alea este foarte... Noi am cântat și cu juriu, și cu... dar să fim practic jurizați, așa nu am fost niciodată și văzând asemenea nume în fața noastră și în juriu, am avut ceva emoții și dar am trecut cu bine, pentru că apoi a fost totul bine la sfârșit. Ce să zic, Simona, voi fetele cum ați primit? Ele au trecut mai cu bine, pentru că ele au fost chiar apreciate mai mult, li s-a făcut un compliment, a fost o chestie. Noi la repetiție, știind că de obicei cântăm noi de teamă să nu cântăm mai tare și așa, am cântat și puțin mai departe de microfon și ele s-au auzit mult mai bine și noi puțin mai în spate.
și li s-au compliment, li s-au făcut complimente că s-au auzit mult mai bine. Care a fost o problemă tehnică până la urma urmei? Nu neapărat o problemă. S-au auzit una peste alta, s-au auzit foarte bine până la urmă, dar au fost emoții. Au fost trei de da. Atunci e totul ok. În semifinală, cu siguranță, veți reuși. Vom ști ce avem de făcut, da. Exact. Experiența își spune cuvântul. Păi, fetele, cum ați simțit momentul? Da, deci a fost o mare distracție până la un moment dat. A fost o aventură, o aventură diferită față de ce făcusem până atunci. Ne-am hotărât în foarte scurt timp, hai să mergem. Am pus mâna de la mână, așa cum zice Vali, dar am avut și un ajutor și nu pot să nu-l amintesc pe domnul Valentin Făgărășan, care a fost alături de mai multe ori și chiar și pentru acest lucru. Salutăm și noi, pe care salutăm, și am trecut parte din Spania, după care în următoarea săptămână, deci imediat, vă dați seama, pentru noi astea sunt niște salturi mortale, să pleci, îți iei valiza, pleci 3 zile la Madrid, vii, lucrezi 5 zile și apoi pleci de la muncă direct cu valiza la București. Și, într-adevăr, a fost ceva, o experiență deosebită, chiar dacă și până atunci am cântat în fața juriului, pentru că la festivalurile la care participăm, cel puțin cele din România, au un juriu la care nici nu te poți uita. Un juriu de specialitate. Da, oameni importanți, compozitori. Aici era puțin diferit și s-a simțit asta pe fețele noastre și pe modul în care am cântat. În orice caz, noi o trecem la categoria aventuri și ne vom aminti cu plăcere. Da, și răzbunuri câștigate, da, și bătălii câștigate, de ce nu? Faptul că am ajuns acolo exact. E deja da, ceva. Pentru noi, faptul că am ajuns și am reușit să facem chestia asta, deja am câștigat ce aveam de... Obiectivul nostru l-am atins deja, pentru că apoi ce mai vine de acum înainte e binevenit. Și chiar vroiam să arătăm românilor ce fac românii din afară. Că sunt și românii în afară care se ocupă de partea asta muzicală, culturală și chiar am fost apreciați și pentru asta. Deci și am întâlnit tot întrebare de experiență. Da. Am văzut și alți români și în Spania. Sunt foarte mulți români talentați și... Și aici, în Italia, am mai văzut pe cineva din Veneția. Sunt mulți care au venit. Și românii sunt talentați. Superb. Că tot veni vorba, eu știu că Simona are și... Eu nu știu cum vă descurcați cu timpul să îmbinați și serviciul și activitățile și grupul. Și tu cu activitățile cu copiii... Da, de fapt nu sunt singura, pentru că în bisericile din care facem parte și Vali s-a ocupat de un cor de copii, deci a făcut activități și lăcrămioara. Noi avem chiar și partea asta, pentru că vrem într-adevăr să transmitem și celorlalți, celor care vin, tradiția și cultura noastră. Și mă ocup în continuare de un grup de copii la Tor San Lorenzo, la Biserica din Ardea, unde facem tot fel de activități și, bineînțeles, cântăm. Nu se poate fără. Mai ales cu... Da. Da, dragilor, deci, într-adevăr, prezența acestui cor minunat în comunitatea noastră nu poate decât să ne mulțumească. Ceilalți colegi nu au putut să vină în această seară pentru că și spațiul nu, nici spațiul nu ne permite, dar sper că veți mai veni și veți mai... Când vei avea studioul tău imens, o să ne inviți și atunci o să venim și o să cântăm și să facem un spectacol. Să dea Dumnezeu să am studioul meu. Vedeți, aceste emisiuni sunt sprijinite de membrii Asociației Alianța Românilor și de pizzeria La Prețe Molina, care se află în via del Coloseo numărul 1. Fără ajutorul celor doi sponsori ai acestei emisiuni nu s-ar fi realizat. De aceea vă spun că și în comunitate este nevoie de sprijin, este nevoie de o mai mare participare.
la spectacole și la proiectele voastre. Sper să vină cât mai mulți și să, cu siguranță, o să simțiți sprijinul comunității în tot ceea ce faceți. Turnee prin alte țări? Ați fost chemați? Franța, diaspora e mare. Noi ne-am ocupat de, în acești ani ne-am ocupat de difuzarea muzicii aici în Italia, lucru care nu este ușor pentru că trebuie să-l facem mereu noi cu forțele noastre. Și un alt lucru, am creat legături serioase cu corurile din România, tocmai pentru a difuza cât mai mult muzica românească în Italia. În continuare, da, noi am avut unele invitații pe care n-am putut să le onorăm, din păcate, dar sperăm ca pe viitor să reușim să facem și asta. Eu mi-aduc aminte că am participat în cadrul ambasadei, dacă nu mă înșel, o întâlnire și ori la Academie, nu mi-aduc aminte, oricum știu că v-a sprijinit foarte mult și o salutăm pe excelența sa, doamna ambasador Dana Constantinescu. O doamnă, într-adevăr, care merită tot respectul. Da. A fost nașa grupului băieților. Exact, da, exact. Exact, era nașa, știam eu ce știam. Nașa, da, grupului ROA, pentru că chiar dumneavoastră le-a dat numele ROA, la care, după cum vedeți, n-au putut să renunțe. Deci grupul nostru, din grupul Arpeggio și grupul ROA, a devenit Arpeggio și ROA, pentru că era, nu se putea renunța la niciunul dintre cele două. În legătură cu sprijinul, da, deci sprijinul moral. Da, bineînțeles, este foarte important. Sprijinul instituțiilor pentru noi este foarte important. Și trebuie să spun că nu ne-a lipsit asta. Am avut toate activitățile noastre de la început și până în prezent au fost sprijinite de Ambasada României în Italia și în colaborare cu Academia din România, care a fost aproape casa noastră, deci am reușit să organizăm diferite evenimente acolo și continuăm să colaborăm cu ei, da. Deci asta este un lucru foarte important. Recunoașterea și sprijinul din partea instituțiilor românești. Să sperăm că și în România veți găsi sprijin din partea autorităților și, eu știu, în proiectele voastre să reușiți să vă ajute statul, pentru că într-adevăr este nevoie. Fără un sprijin din toate punctele de vedere, un proiect nu poate merge înainte. Deci autoritățile cu siguranță vor accesa proiectul vostru și veți merge înainte. La România au talent, așteptăm semifinala, vă ținem pumnii. Mulțumim. O să, cu siguranță, o să aveți noroc, o să aveți succes prin talentul vostru. În această ediție avem două, să spunem, părți în care vom discuta despre valorile comunității noastre, pentru că ne-am săturat de lucruri negative, avem valori, avem oameni frumoși, oameni cu suflet, oameni care depun un efort, oameni care fac un sacrificiu, oameni care se implică, și de aceea această emisiune, așa cum reușește ea, va promova întotdeauna aceste valori. Și, într-adevăr, este nevoie ca și dumneavoastră să fiți prezenți la evenimentele care se susțin, acțiunile care sunt aici în comunitatea românească, pentru că de asta avem nevoie. Sunt grupuri, sunt organizații, sunt asociații care, într-un fel sau altul, organizează evenimente și nu este nevoie decât de participarea dumneavoastră, a comunității, a membrilor comunității românești. Eu am să le mulțumesc invitaților din această seară, din această primă parte a emisiunii. Rămâneți alături, va urma un material cu acest cor, acest grup minunat, grup format din Arpeggio și ROA, și după care ne vom vedea cu o doamnă care, într-adevăr, a pus umărul la succesul comunității noastre prin film, prin
O să vă povestesc foarte mult în partea a doua a emisiunii. Regia, rog, materialul. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat. Vă mulțumim și noi foarte mult și vă aducem un salut din partea tuturor colegilor noștri. Vă așteptăm la următoarele concerte. Cred că pe 20... Pagina noastră de Facebook o să vadă toate... Pe 20 Eu mai, deja cred am văzut, că ne vezi deja vedea. Am distribuit pe rețelele de socializare, într-adevăr, puteți fi alături de pagina RPGO și ROA, pentru că acolo veți vedea toate noutățile și toate informațiile acolo necesare. Acolo vedem exact ce se întâmplă. Vă mulțumesc, dragilor, mulțumim și mult succes în continuare. Mulțumim și noi. Mulțumim. Thank you.
Păi șapte mai și o mare adâncă, păi dau nică doză, mai și nu fiu mă mănâncă. Păi dau nică doză, mai și nu fiu mă mănâncă. Na 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 na